Dacă folosiți telefonul mobil la volan sau nu purtați centura de siguranță, veți fi pedepsiți cu 2 puncte de penalizare și o amendă de 170 până la 255 de lei. Sancțiunea este mai mare pentru cei care refuză să ofere polițistului actele la control, depășesc viteza legală cu 30 până la 40 de kilometri pe oră sau circulă fără lumini ori fără semnalizare corespunzătoare. Aceștia vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 510 și 680 de lei. De asemenea, oprirea în loc nepermis sau depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de kilometri pe oră va fi pedepsită cu amendă între 170 și 255 de lei. Staționarea neregulamentară sau depășirea vitezei legale cu 20 până la 30 de kilometri pe oră va fi pedepsită cu amendă cuprinsă între 340 și 425 de lei. Refuzul de a prezenta documentele la control sau depășirea vitezei legale cu 30 până la 40 de kilometri pe oră vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 510 și 680 de lei, iar întoarcerea peste linia continuă va fi penalizată cu o amendă cuprinsă între 765 și 1700 de lei. Care sunt părerile șoferilor despre noile modificări? Aveți așteptări mari de la această... Așteptări mari, foarte mari, așa, dar e un RAF care, nu știu, va dura ceva timp până când se va aduce la un anumit grad de normalitate. Va dura. Credeți că avem nevoie de amenzi și mai mari? Sunt destule astea. Deocamdată să începem așa, treptat, că dacă ajungem în partea rantă, intrăm pe altă pantă. Cine face greșeli, face și cu amendă mare și cu amendă mică. Exact. Eu, care conduc foarte puțin și mai ales la drumuri din astea lungi, sper să nu fac. N-am luat nicio amendă până acum și sper să nu iau din astea, n-am luat eu de alea mici, măcar să nu iau de astea mari. Era nevoie, sigur că era nevoie, prea era. Ăștia nu se fac mai curești, că sunt din aia la 3 zile carnete luate și nu se fac niciodată. Poate la ăștia mai bătrâne să mă respecte, dar aia tineri nu văd niciodată. Trebuie știut că amenziile pot fi plătite în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului verbal de constatare a contravenției la doar jumătate din cuantumul lor. Neplata în timp nu aduce penalități. De asemenea, plata unei amenzi se poate face direct la agentul care a întocmit procesul verbal. Acesta este obligat să elibereze o chitanță pentru suma plătită.